Breaking News la România TV. Avem informații de la secțiile de votare din Paris. Acolo vrem să vedem chiar acum care este atmosfera în direct în acest moment. Colegul nostru Claudiu Giurgea ne dă ultimele informații din capitala Franței. Claudiu, te ascultăm. Filmează-mă acolo. Lasă omul în pace, te rog frumos. Claudiu, ești în direct dacă ne auzi? Bun găsit, doamnelor și domnilor, ușor, ușor lucrurile reintră în normal la Paris. Mai sunt câteva sute de oameni care sunt câteva sute de oameni care încearcă ușor, ușor să-și închidă, să-și termine votul. Din păcate, vedeți ce se întâmplă, e foarte greu să reușim să facem această transmisiune în direct, însă cert este că cozile care erau ceva mai devreme s-au eliberat, foarte mulți oameni au votat, sunt peste 6.000 de votanți la cele două secții de votare din Paris, conform datelor oficiale anunțate de către cei de la ambasada din Paris. Mai sunt în continuare oameni care așteaptă să voteze la ambele secții de votare. O să vedem exact când se va încheia acest proces de vot. Important este că de această dată s-a votat în număr aproape dublu față de primul tur al alegerilor parlamentare. Bun, haideți să ne oprim aici. Claudiu Giurgea, mulțumim. Iată, reporterul România TV, Claudiu Giurgea, este agresat acolo de cei care vor să voteze. Sunt oamenii care țin de foarte multe ori cu Traian Băsescu, știm străinătatea. Este pentru dreapta și vedem ce se întâmplă chiar acolo. Claudiu Giurgea, este destul de greu în acest moment să realizeze transmisia de la ambasada din Paris. Andreea. Aceeași discuție ca și în Gorj. Mă deranjează că există tot timpul o provocare. Haideți să fim calmi, să încercăm să punem bazele democrației, nu să ajungem să ne batem români între români, doar de dragul ca unii să se mențină la putere. Mie asta mi se pare inadmisibil. Eu cred că trebuie să gândim pozitiv, să construim ceva în țara asta, nu să distrugem și ceea ce cu greu am făcut mai strâm, mai bine până acum, adică să ne provocăm între noi, să ne batem între noi de dragul că, pentru unii care vor să nu le la putere, e de neimaginat. Ce să se întâmple acolo, domnule Duduienescu? Iată, e lume supărată. Probabil este atmosfera aceasta destul de încinsă între românii din străinătate. S-a creat o atmosferă. Ai văzut că sunt niște oameni care provoacă tot timpul. Nu știu cine îi pune. Adevărul că și noi provocăm aici. Votul nu este o lozincă. Și dacă mi interzic să votez, acționez visceral. Dacă nu poți să votezi, te bat. E ok? Dacă asta este gândirea democratică, eu credeam că am pus bazele democrației. Speram, văd că doamna Crețulescu este mai pesimistă decât mine. Adevărat că domnia sa are o speranță mai mare de viață decât am eu. De acum încolo vreau să spun. Dar alminteri eu credeam că totuși e democrație. Faptul că avem vot liber aici și să ne putem exprima aici și nimeni nu vine să ne ia de la poarta RTV-ului să ne exprimăm gândurile. Cu aceste imagini de la Paris oprim această ediție specială Rămâneți cu România TV. Cele noi mai bune imagini. Ne întâlnim de la ora 12 noaptea, unde o să avem rezultate și probabil chiar numele viitorului președinte. În aceeași echipă ne vedem la ora 24. Până atunci, cele mai bune informații aici la România TV. De aici aflați primii președintele României. Rămâneți cu noi!